Bună dimineața din nou! Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, descoperi câtă pasiune este de fapt în relația ta actuală. Dacă treci printr-o perioadă mai monotonă sau ai fost foarte ocupat în ultima vreme, poți recupera astăzi alături de partenerul tău. Taur, zi bună pentru a rezolva problemele apărute în ultimul timp în relația de cuplu. Este multă căldură sufletească în atmosferă, lucru care te va face să devii mult mai deschis față de persoana iubită. Gemeni, energia de astăzi este una care te face să stai în pat și atât. Poate că ar fi mai bine să reprogramezi întâlnirea pe care o aveai, fiindcă nu te simți prea în formă. Rac, îți ascunzi gândurile și sentimentele în spatele unei bariere impenetrabile. Te poți pune într-o stare care nu vă ajută la comunicarea dintre tine și partenerul tău. Leu, este multă intensitate în aer, ceea ce înseamnă că te vei bucura foarte mult de tot ce ți se va întâmpla. Cu siguranță vei dori o întâlnire cu persoana iubită spre seară, doar voi doi. Fecioară, indiferent dacă vă decideți că ceva trebuie să fie discutat sau dacă subiectul apare natural în conversație, cu siguranță veți lămuri câteva probleme. Este posibil să doriți să sărbătoriți o înseninare. Balanță, lucrurile subtile despre dragoste te apropie de persoana iubită în seara aceasta. Bucurați-vă de această perioadă care vă conduce spre o și mai mare armonie. Scorpion, dragostea are o notă puternică. Nu mai poți pretinde că dulcile șapte și plimbările prin parc sunt de ajuns. Realizez că între voi este o legătură puternică care nu mai poate fi ignorată. Ar trebui să-ți faci curaj și să spui ce simți cu adevărat. Săgetător, dacă ai o primă întâlnire cu cineva, vei constata că pasiunea nu este elementul de legătură dintre voi. Cu toate acestea, pe măsură ce discutați, găsești tot felul de alte conexiuni cu această persoană. Capricorn, zi bună pentru relația de cuplu, mai ales dacă vrei să ieși în oraș în seara aceasta. Discuțiile vor fi interminabile și stimulante. Ai încredere în partenerul de viață. Vărsător, nivelul înalt al sentimentelor te va acopleși. Astăzi este mult mai bine să te lași dus de val și să lași lucrurile să meargă în voia lor decât să încerci să repari totul. Pești, poți fi tentat să stai toată ziua în casă. Dacă partenerul pare că te ignoră și nu știi de ce, ar fi cel mai bine să vorbești despre ceea ce te apasă. Fii sincer. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă.